Noi, colegii mei, dragă Biju, colegii mei au primit un mesaj de la o tânără care îți are în apărare. Haideți să vedem împreună ce a avut de spus și revenim. Bună, Florentina, eu sunt femeia de care ai vorbit aseară, așa presupusă amanta lui Costel Biju de ani de zile. În primul rând, eu nu mai am treabă cu Costel de ceva timp. În al doilea rând, ce n-ai știut tu este că în ultimii 2 ani de zile Costel a avut detectiv. Pentru că noi ne-am înțeles în așa fel încât el să rămână cu minte lângă familia lui și așa a fost. Că s-a întâmplat să fii tu un ghinion în noaptea anunții, asta e altă poveste. Nu s-a găsit cu tine decât o singură dată. S-a mai găsit o singură dată cu tine atunci când s-a întors de la Craiova de ți-a dat banii pentru chiuretaj. Chiuretaj pe care ai spus că îl faci, chiuretaj pe care ai spus că l-ai făcut și ai apărut după câteva luni și ai spus că nu mai vrei să faci chiuretajul pentru că tu îți dorești copilul ăsta și vrei să ții copilul ăsta. Eu cred că am fost prima care a fost contactată atunci când s-a aflat de tine și să nu crezi că nu am din partea mai multor persoane convorbiri cu tine sau înregistrări prin care ameninți și înjuri că dacă nu dai de el și dacă nu te ține, dacă nu are grijă de copilul tău, vei face exact ceea ce ai făcut, vei ajunge la televizor, vei ajunge la nevasta lui. Deci tu toată treaba asta ai făcut-o pentru bani. Când ți s-a spus că te caut ca să am eu grijă de copilul tău, fără să mai știe nimeni, fără să mai intereseze pe nimeni, doar pentru a ajuta, știind că asta vrei, să ai grijă de copilul tău la urma urmei, nu ai fost interesată, nu te-a mai interesat. Deci, nu spune tu mie acum că tu ai venit la televizor doar pentru că vrei să-ți fie recunoscut copilul și tu nu vrei bani. Doamne, deci Corina este la telefon. Corina, cine ești în relație cu Costel? Pentru că în acest mesaj spui că ești așa zisă amantă, ești amantă sau e? Doamna Cristina, eu v-am spus și am auzit că are o amantă de câțiva ani. Eu n-am, de ani de zile, eu n-am știut că ea este sau. Nu știai că e chiar ea. Corina, ești la telefon, alo? Eu aș întreba altfel pe domnișoara Corina. Da, sunt la telefon. Nu, eu nu sunt amanta lui Costel. Eu am fost împreună cu Costel. Așa, și ce legătură are ea? Adică. Păi tu ești singura amantă. Atunci, domnișoara Corina, am o întrebare la dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Auziți? Vă rog. Dacă așa, eu îl cred pe domnul Biju, sunt de partea lui că suntem bărbați și a numerit în gura femeilor. Domnul Biju spune că o singură dată s-au întâlnit și aia e. De unde știe domnișoara Florii despre dumneavoastră? Că i-ați fi fost sau că îi sunteți în continuare amantă? Atâta vreme cât la acea întâlnire singulară de la... Domnul Biju spune că nici n-a văzut-o bine cum arăta. De unde știe istoria sentimentală a domnului Biju dacă dumneavoastră și dumneavoastră și domnul Biju spune că nu s-au întâlnit și eu îl cred. Răspundă. Păi și atunci eu de unde știu toată istoria sentimentală a lui Costel dacă eu nu mai am nicio treabă cu el? Lumea vorbit și era doamnă, alta era întrebarea. De unde știe domnișoara din platou de aici, Florii, despre relația dumneavoastră veche cu domnul Biju dacă ei nu s-au întâlnit decât o singură dată cu luminile stinse și nu s-au pupat? I-a făcut numai păstrat. Păi probabil s-o fi da. Și-o fi aflat. Eu nu e singura amantă? Hai să o luăm cu începutul, că e important. Deja s-a rostogolit. Hai că mai intră vreo 7 în direct acum. De zăpadă. Tu, Corina, în mesajul ăsta ai spus că este înregistrată Florii, că l-a amenințat pe Biju cu... că vine la televizor dacă nu-i dă bani, ce-i spus? Băi, vreți să vă spun ceva? Terminați cu înregistrările și cu asta, că n-am timp de chestie. Eu nu pot să mă mai prezint în a doua emisiune. Eu am foarte multe evenimente. Am venit din respectul tău, Adrian. Băi, v-am spus de la început că dacă faceți tam din chestia asta, mă ridici că plec. Biju. Din respectul vostru, vă pup și vă iubesc, Antena 1. Vă dau tot respectul meu, suntem săptămâna mare. Lăsați-mă să vorbesc pentru că am coloană vertebrală. N-am nevoie de nimeni. Îi mulțumesc, Corine, pentru că a intervenit cu niște adevăruri. Nu comentez. Nu este treaba voastră, regulă. Dacă o cunosc. Corina... Vreți să facem alte subiecte? O să o părăm pe soția mea mai rău de atât? Eu vreau să o vezi pe cea. De ce? Că e Paștele, trebuie să fie fericită nevastă, mai cea mai fericită femeie. Hai să ne întoarcem la bebeluș, care e nevinovat, ai zis și tu. Și dacă e a ta... Nu avem înregistrări. Eu am 1 milion de înregistrări cu fetișoara asta. Dacă